Biblioteca Națională găzduiește expoziția de documente Istoria Memoriei prin ceața timpurilor, organizată cu prilejul marcării a 190 de ani de la fondarea instituției. Vernisajul cuprinde un spectru variat de publicații din perioada 1918-1944, ce vizau realități din Basarabia și care au fost păstrate în colecțiile speciale secretizate cu statut de fond secret. Expoziția conține publicații etichetate drept fasciste, precum lucrări de istorie și geografie care vizau problema Basarabiei. Acestea aparțin marilor scriitori români și erau considerate indezirabile. De exemplu, Războiul nostru pentru integrarea neamului, Basarabia dezrobită sau 10 ani de la unire. Toate aceste documente interzise sub eticheta de fascist vizează problema Basarabiei, teritoriile luate din componența României, cum ar fi Basarabia, nordul Bucovinei, alte materiale care puteau aduce prejudicii regimului comunist. În bibliotecă a existat o cenzură a cărții și a altor tipuri de documente, conținutul cărora era considerat antisovietic. Astfel, în perioada comunistă, acestea erau închise în încăperi speciale, fiind scoase din circuit cele mai valoroase cărți. După cel de-al doilea război mondial, colecțiile acestea sunt secrete, deci au fost depozitate într-un fond special, fond secret, așa și a fost denumit fondul acesta, fond secret. Era închis în încăperi speciale și toate având menținerea de secretnăie hranenie, specialnăie hranenie, iar publicul nu avea acces la aceste fonduri decât cu aprobare specială. Interdicțiile au avut urmări grave pentru accesul la lectura a generațiilor de elevi și studenți, în special pentru intelectuali. Era echivalentă cu confiscarea gândirii libere. Anul 1990, odată cu obținerea statutului Bibliotecii Naționale, cu obținerea independenței Republicii Moldova, deci s-a trecut la integrarea acestei colecții de cărți interzise în colecțiile cu acces liber. Cele 80 de exemplare de publicații și manuale rare sunt doar o parte din colecțiile arestate în perioada sovietică și pot fi văzute la Biblioteca Națională până în 17 septembrie.